Mă bucur nespus de mult că sunt aici, în fața dumneavoastră, și reprezint nu un singur liceu, reprezint acele 8 școli românești din stânga Nistrului și din orașul Bender-Tighina, care se află în partea dreaptă a acestui râu. Sunt nespus de bucuros că în sală sunt tineri, sunt elevi. Sunt elevi care sunt la fel ca și a noștri, tot atât de frumoși și tot atât de deștepți, și suntem cu toți români. Mă bucur faptul că am ajuns aici trecând pe alături de Botoșani, Mircești, și azi Ina cu domnul Mihai m-au dus la Humulești, la Bojdeuca lui Ion Creangă. Eu m-am întâlnit cu mulți elevi din România, și la București, și la Bacău, și la Cluj-Napoca, și la Iași, Ajut, și în alte orașe. Anul trecut am fost la București, la școala 190. Am avut o oră de dirigenție cu clasa 4, picii din clasa 4, și venind din Tiraspol m-am adresat în felul următor: copiii, în ce limbă vorbesc eu? Toți au rămas mirat. Copiii nu înțelegeau despre ce vreau eu să le întreb. Românește, domn director. Apoi trebuie să le spun și la cei din Chișinău, dar mai ales la cei din Tiraspol, să înțeleagă că nu există limba moldovenească. Este limba română, una pentru toți. Vin din stânga Nistrului. Vin unde ceva e mai greu decât în Chișinău. Vin de acolo, din tranșele spiritualității românești. Eu am emoții, nu de atâta că stau în fața dumneavoastră, dar vă spun de la bine, bun început, că emoțiile apar din cauza că cei ce am să vă postesc trec prin inima mea, prin inima noastră, fiindcă le retrăiesc. Eu nu le citesc de pe foaie, eu le scot din sufletul meu. Sunt directorul acestui liceu nu o zi, nu două, nu o lună, nu un an. Am 25 de ani împliniți de când stau acolo în stânga Nistru și împreună cu bunii colegii mei apăr limba română. Suntem acolo, de fapt, ambasada limbii române pe malul stânga Nistrului.